durata per questo lavoro, e pagate a livello universitario che non disponete. O salvo passare una capacità che verde asca un forum all'organizzarsi la studentessa di Valonia ci consegnata l'Università Papale Scuola e ha organizzato già per venire inaugurare a Aici in auditorium Maximus. Oricum, din partea conducerii Universității Tehnice, aș dori colegilor care vin din alte centre universitare să le doresc bun venit în Cluj-Napoca. Bine ați venit în orașul universităților. Ne bucurăm că noi, organizația studenților din Universitatea Tehnică și Universitatea Tehnică în sine, am putut contribui la buna desfășurare a acestui eveniment. Am dorit să vă rețin atenția cu câteva cuvinte legate de activitatea studențească în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Organizațiile studențești reprezintă un număr de peste 20.000 de studenți din Cluj, din celelalte filiale, din Zalău, Alba Iulia, Bistrița, Satul Mare și din Centrul Universitar de Nord, Miramide, care face parte din Universitatea Tehnică. Avem unele organizații reprezentative, cum este Organizația Studenților din Universitatea Tehnică, Liga Studenților Intermediară din Centrul Universitar de Nord din Baia Mare, precum și organizații profesionale, cum este Organizația BEST, Organizația Studenților Arhitecți, a celor de Ingineria Instalațiilor, prin Ingineria Electrică, Organizația Studenților prin Facultatea IMM și așa mai departe. Cu toate aceste organizații avem o colaborare foarte bună, a zice o fructuoasă pentru comunitatea studenților din Universitatea Tehnică, cât și pentru conducerea și pentru cadrele didactice din universitate. Aș dori în numele Universității Tehnice, în numele conducerii acestea, să vă doresc mult succes. Vă dorim de asemenea să aveți discuții fructuoase și să luați decizii înțelepte legate de activitățile și de strategiile viitoare ale ANUSR, decizii care se ducă la ridicarea nivelului educației terțiare din România, pe beneficiul nostru al tuturor. De asemenea, vă dorim, evident, o ședere plăcută în orașul nostru, vreme bună și, nu în ultimul rând, distracție plăcută. Vă mulțumesc!